Pentru mine, radiografiile medicale sunt fascinante. Te ajută să vezi nevăzutul. Intri într-o mașină care face o poză lăuntrului tău. Lucruri pe care nu le poți vedea cu ochiul liber, ți le arată radiografiile medicale. Vezi tot ceea ce este în lăuntrul tău. Fascinant! Așa de mult mi-ar plăcea să am un aparat în care să intru în fiecare seară și la apăsarea unui buton să-mi scoată o radiografie a stării mele spirituale. Azi, în cutare zi, aceasta este starea ta spirituală. Așa de mult mi-ar plăcea să scot o radiografie spirituală a vieții mele în fiecare seară. Să mă văd cum sunt de fapt. Povestea de astăzi, întâlnirea de astăzi, este întâlnirea lui Iisus cu doi oameni. Domnul Iisus se întâlnește cu un fariseu, pe nume Simon, și cu o femeie păcătoasă, a cărui nume nu ne este dat. Două prototipuri umane, de fapt, ele reprezintă două modele prin care cel rău lucrează. Două moduri în care cel rău se manifestă. Primul, păcătuiește cât mai mult, cât mai divers. Diavolul îți acordă toată asistența necesară pentru așa ceva. Diavolul atacă cu toată forța la nivelul poftelor tale, de orice fel. Îți pune înainte toate plăcerile, încearcă să te convingă că sunt normale, că sunt de dorit, altfel de ce le mai simțim. Și în plus, toată lumea o face, nu? Diavolul se folosește de ignoranța noastră spirituală și ne îndeamnă să păcătuim cât mai mult, cât mai divers. Aceasta este femeia păcătoasă. La cealaltă extremă, diavolul aplică cealaltă strategie. Mândrește-te cât mai mult și cât mai divers. Dacă omului se deschide mintea și îl vede pe Dumnezeu și decide să-l urmeze în ascultare și se ține cu tărie de standardele lui, diavolul va ataca din direcția aroganței spirituale. Îi va atrage atenția cu privire la realizările sale, a capacității sale deosebite de a se supune voii lui Dumnezeu, de a se feri de păcatele dezgustătoare ale celorlalți. Diavolul este mulțumit să trăiești frumos dacă ești și conștient de acest lucru. Când îți dai seama de mândria din tine și încerci să ți-o înăbuși, va încerca să te facă mândru de încercarea ta de a o înăbuși și așa mai departe. Diavolul se folosește aici de aroganța ta și îți spune, mândrește-te cât de mult poți și cât mai divers poți. Diavolul se mută rapid de la fapte rele la motivații rele, de la rușine la mulțumire de sine. Și cu toții suntem expuși la așa ceva. Scriptura este concisă, ea relatează întâlnirea de astăzi, punctând firul principal al lecției de viață. În rest, ne lasă pe noi să medităm asupra întâmplării, să ne regăsim în personajele ei, în frământările lor, în atitudinile lor, să fim învățați, mustrați și îndreptați după nevoia noastră. Ni se lasă libertatea să pătrundem în situația respectivă, la nivelele la care corzile sufletului nostru vibrează sub atingerea Duhului Sfânt. Așa că, să ne uităm pe rând la aceste personaje care se întâlnesc cu Iisus. Simon. Povestea lui este povestea noastră. Textul începe așa. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Un fariseu. Dacă l-ai fi întrebat dacă îl iubește pe Dumnezeu, ar fi răspuns afirmativ. Dacă ai fi privit la viața lui exterioară, ai fi aprobat și tu că îl iubește pe Dumnezeu. Urma codurile și tradițiile credinței, cu scumpătate. Ducea o viață respectabilă. Totuși, Simon a picat examenul. O problemă subtilă exista în inima lui.
cu ochii lui pioși, a privit intrarea șocantă a femeii în mijlocul camerei, ca fiind nepoliticoasă și respingătoare. Felul ei de viață păcătos o scotea în afara zonei iubirii lui Dumnezeu, credea el. Era atât de împietrit în comportamentul lui respectabil, că nici lacrimile pocăinței femeii nu-l puteau scoate de acolo. Căința femeii nu-l mișca în niciun fel. El privea la faptele ei trecute și urâte și la nimic altceva. Povestea lui Simon este și povestea noastră. Să nu credem că este ceva de domeniul secolului I. Farisei din Scriptură nu sunt descriși acolo doar ca niște personaje ale istoriei. Ei continuă să existe printre noi și uneori și în noi. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. De ce l-a invitat la masă? Sunt câteva posibilități. 1. Simon voia să se folosească de Iisus, nu să onoreze pe Iisus. Iisus devenise îndrăgit de popor, mulțimile îl urmau. Chemându-l la masă, Simon își asocia numele cu faimosul personaj. Prezența lui Iisus în casa lui îi conferea autoritate în fața mulțimii care îl îndrăgea pe galilean. Era o mișcare diplomatică. Se asocia cu o mișcare de masă. Aceasta ar putea fi o posibilitate de răspuns. Simon voia să se folosească de Iisus, nu să-l onoreze pe Iisus. O altă posibilitate, Simon voia să-l verifice pe Iisus. Ia să văd dacă ceea ce are de spus galileanul acesta stă în picioare. Oare chiar o fi ceva de capul lui? Ia să-l verific puțin, a doua posibilitate. Sau, a treia posibilitate, Simon căuta sincer adevărul și îl invită la masă ca să-l afle. Asemenea lui Nicodim, invitația făcută nu era fără riscuri în ce privește relația lui cu ceilalți farisei care îl contestau pe galilean. Deci s-a riscat puțin, am putea privi și din unghiul acesta. Care dintre aceste trei variante este cea adevărată? Găsim răspunsul chiar în povestire. Simon a ales să-l țină pe Iisus la o distanță confortabilă. Vedem lucrul acesta dintr-un început. N-a vrut să permită ca prezența lui Iisus să-i pericliteze poziția. De unde știm asta? Din modul în care l-a primit pe Iisus în casă. Iisus îi spune, nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele? Nu mi-ai dat sărutare de bun venit? Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn? Nu l-a tratat ca pe un oaspete binevenit în casa lui. L-a chemat ca să-l verifice. Unii dintre noi adoptăm o strategie similară. Nici nouă nu ne place să ni se invadeze teritoriile, nu-i așa? Ne simțim mai confortabil cu un anumit nivel de control asupra deciziilor pe care le luăm. Este greu să dai acces deplin Domnului Iisus. Abandonarea totală nu o vrem, ne sperie. Îl invităm pe Iisus în casă, dar îl ținem la o distanță confortabilă. Preferăm o distanță confortabilă. Întrebarea pentru tine astăzi este, cum îl primești pe Iisus în casa ta? Când punctul de interes al tabloului se mută de pe gazdă, pe femeia păcătoasă, gestul ei îl aduce pe Simon în punctul în care ni se confirmă motivațiile lui reale. Simon avea acum dovada că Iisus este un impostor, credea el. Textul ne spune, când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Acum m-am lămurit, spune el în alte cuvinte, nu-i nu știu ce de capul galileanului. Povestea fariseului din acest tablou este un semnal de alarmă pentru noi toți. O viață respectabilă de una singură nu ne este de niciun folos. O viață respectabilă, dusă după toate regulile lui Dumnezeu, care nu izvorește din iubirea noastră pentru El,
este chiar periculoasă. De ce? Pentru că te poți autoamăgi și pieri. De fapt, sunt trei tendințe de care trebuie să ținem seama în evaluarea noastră personală. Haideți în fața acestei întâmplări să ne auto-evaluăm cu următoarele lucruri. Cu cât ne simțim mai buni, cu atât păstrăm o distanță mai mare față de cei pe care nu-i considerăm atât de buni. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca celălalt. Simon a uitat de unde a pornit. Nu cumva ții o distanță mai mare față de cei pe care nu-i consideri atât de buni ca și tine? S-ar putea să fii simonizat atunci. Apoi, cu cât ne simțim mai buni, cu atât socotim că Dumnezeu este mai impresionat de noi. Iisus nu a fost niciun moment impresionat de viața fariseilor. Cu cât deveneau mai lustruiți pe din afară, cu atât erau mai pângăriți pe dinăuntru. Simon s-a pus în brațele diavolului, pentru că cu cât te simți mai bun, cu atât socotești că Dumnezeu este mai impresionat de tine. Oare nu cumva crezi, simți că Dumnezeu este foarte impresionat de tine? Dacă da, ești simonizat? Apoi, cu cât ne simțim mai buni, cu atât vom fi mai impresionați de noi înșine. Vom începe să fim tot mai conștienți de propria noastră persoană, de capacitățile noastre de a ne înfrâna, de a ne ruga, de a citi sau de a ști cuvântul, de a-l înțelege. Și atunci, când începi să fii impresionat de tine însuți, devine tot mai greu să-L iubești pe Iisus. Cu cât te iubești pe tine mai mult, cu atât te vezi numai pe tine. Iisus nu mai încape acolo. Începem prin a face ceea ce facem din dragoste pentru El și sfârșim iubindu-ne pe noi. Simon a uitat de Dumnezeu. Oare nu cumva încep să te vezi din ce în ce mai bun și să fii din ce în ce mai mulțumit de tine însuți? Te simonizezi în acest caz. Acesta este Simon cu câteva lecții de viață și avertizmente pentru noi. Haideți să ne uităm la femeia păcătoasă. Povestea ei este povestea noastră. Nu ni se spune numele femeii, ci doar faptul că era păcătoasă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Haideți să înțelegem scena aceasta, pentru că este copleșitoare și foarte inconfortabilă în același timp. Pentru mine este unul dintre cele mai șocante tablouri din Scriptură. Auzind că Iisus va cina cu Simon, femeia aceasta a luat în grabă ceea ce avea mai de preț în casa ei, vasul cu mir, și s-a grăbit spre prestigioasa locuință. Și acum gândiți-vă. Intră în casa fariseului. Intră în camera unde erau adunați o grămadă de bărbați care stăteau la masă. Cred că în momentul intrării ei în camera plină cu bărbați, toate vocile au încetat. O femeie stricată are tupeul să intre în casa aceasta? Simon, bănuiesc, a rămas încremenit. Femeia a căutat din priviri persoana Domnului Iisus și și-a continuat drumul spre El, într-o cameră plină cu bărbați.
s-a așezat înapoi, spune textul, la picioarele lui. Și știm foarte bine, în vremurile acelea nu se ședea la masă pe un scaun. Oamenii stăteau înclinați pe o parte, cu capul înspre masă și cu picioarele înspre perete. De aceea, spune textul, l-a căutat pe Iisus din priviri, s-a așezat înapoi la picioarele lui, la locul servitorilor și a izbucnit într-un plâns amar. Încă îmi imaginez că era o tăcere grea în cameră, pentru că o femeie intră într-o cameră plină de bărbați, se duce la picioarele lui Iisus și izbucnește în plâns. Cred că situația era încremenită. Apoi, după ce plânge în neștire, cu lacrimile curgându-i pe picioarele Domnului Iisus, spune textul, apoi și-a despletit părul, probabil îngrozită că l-a udat, își despletește părul și începe să-i șteargă picioarele cu părul ei. Apoi, în plânsul ei, se apleacă să-i sărute picioarele unui bărbat. Cred că în cameră era o tăcere încremenită. Ce anume putea motiva o femeie să facă un astfel de gest public? Apoi să-i ungă picioarele cu mir? Ce anume a împins-o să facă aceste gesturi curajoase, extreme, scandaloase, intime, prea intime pentru cultura în care trăia? Să fim serioși, era nepotrivit. În plus, Domnul Iisus era Domnul Iisus, un sfânt, unul care propovăduia curăția. Și totuși, el acceptă aceste gesturi foarte intime. De ce? Pentru că el nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Pentru că trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Undeva sub straturile păcatelor femeii, Iisus a priceput rușinea de nedescris din inima acestei femei și credința că doar el poate să-i readucă viața înaintea feței lui Dumnezeu. A fost un gest de abandonare totală înaintea celui care îi oferea o nouă șansă. A fost împinsă către o manifestare atât de umilitoare, de o dragoste receptivă. O dragoste receptivă la o dragoste ce o primise deja, undeva, cumva, cândva. Luca nu amintește evenimentul. Ce învățăm de aici? Învățăm că dragostea pentru Hristos este un răspuns la dragostea Lui îndelung răbdătoare și necondiționată. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, ne spune Ioan în 1 Ioan capitolul 4. Povestea femeii este și o lecție despre cum arată o iubire receptivă. Și haideți să ne verificăm prin acest tip, acest model de iubire receptivă. O iubire receptivă te transformă. Femeia a adus în casa lui Simon felul ei vechi de a trăi și l-a pus la picioarele Domnului Iisus într-un act de predare completă, căutând, cerând curățirea. Gesturile ei, plânsul, desfacerea părului, ștergerea picioarelor, sărutarea lor, ungerea lor, translatate astăzi, ar putea reprezenta pocăința noastră sinceră, recunoașterea păcatelor săvârșite, exprimarea regretului pentru comiterea lor, recunoașterea neputinței de a-ți rezolva problema singur, apelul la ajutorul Domnului Iisus, decizia de a nu mai continua un păcat. Acestea sunt gesturile noastre moderne din secolul 21. O iubire receptivă te transformă. Te transformă? Apoi, o iubire receptivă se jertfește
Mirul adus de acasă, probabil, ce avea ea mai valoros. Erau economiile ei, strânse poate într-un mod nedemn și imoral. Ceea ce strânsese cu grijă din munca ei nelegitimă. Translatat astăzi, ar putea reprezenta pur și simplu efortul, jerfirea plăcerilor nepotrivite, a pornirilor rele, de dragul lui, trăirea unei vieți în curăție, în ciuda pornirilor proprii. S-ar putea să fie jertfa ce avem de adus când pricepem cât ne-a iubit. O iubire receptivă se jertfește. Te jertfești pentru ea. Dragostea care atinge inima lui Iisus se dovedește prin comportamentul nostru, oriunde ne-am afla. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, ne spune Ioan. Femeia din tablou nu s-a mulțumit doar să vorbească despre dragostea ei pentru Iisus, a și exemplificat-o jertfind tot ce avea. Și o iubire receptivă nu doar te transformă, nu doar jertfește ce ai, ci și se exprimă în public cu curaj. Femeia nu și-ar fi putut alege spectatori mai ostili decât aceștia, dar iubind cu adevărat, a mers înainte, nimic nu o putea opri să-și exprime dragostea în mod public, indiferent de audiență. Pentru că dragostea receptivă își asumă riscuri. Este ușor să ne afirmăm iubirea de Dumnezeu în limitele sigure ale bisericii sau ale unui grup de studiu sau un grup de rugăciune. Putem să declarăm cât vrem acolo că-L iubim. Este însă greu să o faci în arena ostilă din afara bisericii. Mi-aduc aminte, spunând aceasta, de o mare femeie din zilele noastre, Maica Tereza. Era în viață, era pe vremea lui Bill Clinton și este invitată la micul dejun cu rugăciune din Congresul American. Personalități marcante erau prezente. Printre ele era președintele Americii Clinton și vicepreședintele Gore. Erau în sală și erau recunoscuți susținători ai avortului. Și în cuvântarea ei, Maica Tereza, în acea audiență ostilă valorilor ei, ascultați ce spune. Citez. Cred că cel mai mare flagel al păcii de astăzi este avortul. Pentru că acesta este un război declarat unui copil. O ucidere fără eschivă a unui copil nevinovat. O crimă înfăptuită de mamă. Prin avort, mama nu învață să iubească, ci își ucide propriul copil pentru a-și rezolva problema. Orice țară care acceptă avortul nu își învață poporul să iubească, ci să folosească violența pentru a obține ceea ce dorește. Am încheiat citatul. Sala a izbucnit în aplauze. Aplauze furtunoase. În vreme ce soții Clinton și Gore au rămas fără grai, uitându-se țintă înainte. Aceștia au fost martorii unei iubiri curajoase. Singura reacție a președintelui Clinton, în timp ce Maica din Calcuta ieșa din sală, a fost, spun martorii, au fost următoarele cuvinte. Clinton a zis lui Gore: este greu să contrazici o viață atât de bine trăită. Ești gata
să-ți exprimi, să lasă să se vadă iubirea ce-i o porți chiar și atunci când este riscant, chiar când nu te simți confortabil într-un astfel de mediu? O iubire receptivă te transformă, jertfește și se exprimă public cu curaj. Cum arată iubirea ta de Dumnezeu? Stau și mă întreb, ce ne împiedică să iubim astfel? Ce anume ne împiedică să iubim în felul acesta? Cred că sunt câteva lucruri. 1. Nu vezi groapa de unde ai fost scos. Abia când înțelegi de unde ai fost scos, poți începe să îl iubești. Dar, Rei, eu n-am făcut atâtea păcate. Când aud despre convertiri dramatice unor persoane, mă simt înșelat. Oamenii aceștia plâng de bucurie spunând ce a făcut Domnul Iisus pentru ei, de unde i-a scos. Eu, care am trăit o convertire mai puțin dramatică, nu pot experimenta acelea sentimente. Parcă îmi pare rău că nu am avut parte în viață și eu de o viață mai păcătoasă, ca să văd și să simt de unde m-a scos Dumnezeu. Foarte mare atenție cu astfel de gândire. Ai fost mult din aceeași osândă, ca și ceilalți. Mai degrabă, nu ai făcut acel gen de păcate. Nu că nu ai făcut atâtea păcate. Apoi, să nu lăsăm mintea să gândească în direcția aceasta, pentru că cel rău se va folosi de acest gând ca să ne doboare. Mai degrabă, gândiți-vă așa. Nu regreta că n-ați trăit viața în toate păcatele ei. Pentru că păcatele au consecințe. Observați că toți aceia care s-au cufundat în păcat, când vin la Hristos, vin cu capul plecat. Nu sunt mândri de ceea ce au făcut. Le este rușine de faptul că și-au trăit viața. Lor nu se pare un avantaj, ci o rușine că au trăit cum au trăit. Și în plus să nu uităm că o viață cufundată în păcat atrage consecințe chiar și după convertire. Da, primești mântuirea lui Hristos. Dar asta nu înseamnă că viața ta nu va continua să simtă, să suporte anumite consecințe ale vieții trecute. Cum? Gândiți-vă, dacă ai trăit într-o promiscuitate sexuală, tot felul de boli sau tensiuni în familia ta, sterilitate și alte lucruri de felul acesta pot să te bântuiască toată viața. Da, ești mântuit, dar viața trecută are consecințe și în viața prezentă. Sau prietenii periculoși pe care ai avut în viața de dinainte vor reveni să aibă pretenții de la tine, să facă presiuni. Lucrurile în care ai fost implicat pot fi descoperite și mai târziu să plătești pentru ele când tu ești deja mântuit. Ilegalitățile comise se pot întoarce peste tine peste ani. Droguri, beții pot avea consecințe mai târziu în boli, în malformații și lucruri de felul acesta. Nu regreta viața netrăită în păcat. Bucură-te că nu te-ai bălăcit în toate acelea. Eu n-am văzut un om care se întoarce la Hristos, sincer, să spună, nu regret nimic din ce am făcut. Sau a fost frumos dacă m-am scăpat de ele. Nu, toți vin cu capul plecat și rușinați. De ce nu avem o iubire receptivă ca a femeii păcătoase? Pentru că uneori nu vedem de unde am fost scoși, de la ce am fost scăpați. În al doilea rând, pentru că suntem tentați să ținem scorul păcatelor. Iisus spune în textul nostru, cui s-a iertat puțin, iubește puțin. Noi avem tendința să ne măsurăm păcătoșenia numărându-ne păcatele și calificându-le după gravitatea lor. Astfel, automat, ne comparăm cu alții. Și întotdeauna va fi cineva care a păcătuit mai mult și mai grav decât mine. Și așa să-mi dă satisfacția unui scor mai bun. Și automat, motivele pentru recunoștința noastră față de el scad. Se diminuează. Dar nu numărul sau gravitatea păcatelor noastre îi aduce ofensă lui Dumnezeu. Lui Simon i s-a iertat puțin pentru că își recunoaște puține păcate. Expresia cui s-a iertat puțin, iubește puțin,
sunt pentru autoanaliză, nu pentru analiza celui de lângă mine. Mie trebuie să-mi sune asta, nu să-l țin scorul păcatelor celui de lângă mine. În plus, cine suntem noi să decidem care păcat este mai grav? Întotdeauna al nostru va fi mai puțin grav decât al aproapelui. Întotdeauna avem noi niște scuze. Sau dacă totuși am putea face o clasificare a gravității, o putem face doar în funcție de anumite consecințe pământești, nu cerești, după niște standarde subiective, nu obiective. Dacă însă vrei să numărăm păcatele, nici acolo nu avem câștig de cauză. Nu poți spune că ai făcut mai puține păcate decât altul, pentru că nu ai cum să le numeri pe ale acestora și nici pe ale tale. Așa că și întâlnirea dintre Iisus, Simon și femeia păcătoasă este bogată în vorbirea lui Dumnezeu. Comportamentul lui Simon ne osândește. Dragostea femeii ne provoacă, ne îndeamnă. Simon era decis să se folosească de Domnul Iisus, femeia era decisă să-L iubească. Așa că, în concluzie, sunt două lucruri pe care vreau să le menționez. A ne conforma unui standard înalt de comportament nu este același lucru cu a-L iubi pe Hristos. Chiar dacă atitudinile corecte nu pot exista fără convingeri corecte, convingerile corecte, în schimb, pot exista fără a se materializa în atitudini corecte. Pot fi sterile. Creștinismul nu se reduce la un comportament respectabil. Și notați, am spus, nu se reduce la un comportament respectabil. Nu că nu este nevoie de așa ceva. Dacă însă, din neveghere, ne rezumăm la o viață respectabilă, curând vom ajunge fie la mândrie, wow, ce bine mă descurc, fie la rutină, mi-am făcut datoria, ce mai vrei de la mine? Fie la împovărare, oare cât o să mai rezist să țin pasul? Creștinismul este o relație, nu o religie. Prima concluzie am spus-o. A ne conforma unui standard înalt de comportament nu este același lucru cu a-L iubi pe Hristos. A doua concluzie. Comportamentul respectabil trebuie să aibă ca și motivație iubirea noastră pentru Hristos. Izvorâtă din recunoștința ceea ce a făcut El pentru noi. A-L iubi pe Domnul Iisus are de a face cu șederea la picioarele Lui și nu atât de mult cu a sta la masă cu El. Noi nu suntem egalul Lui? Până nu vom fi convinși de acest adevăr, vom fi tentați să-L folosim, nu să-L iubim? Povestea lui Simon este povestea noastră. Îl mai am înaintea ochilor pe Dumnezeu sau mă văd doar pe mine însumi? Povestea lui Simon țintește undeva adânc, undeva unde numai noi înșine putem pătrunde. Păstrez cumva o distanță confortabilă de Iisus? Dacă mă mulțumesc doar cu o viață respectabilă, viața mea spirituală va semăna cu un mariaj frigid și nu cu o poveste de dragoste. Cât de simonizat sunt? Cât de simonizat ești? Te vezi mai bun decât alții? Te uiți de sus la ei? Nu cumva uiți de unde ai pornit? Te gândești că Dumnezeu este impresionat de tine? Nu cumva să te pui în brațele diavolului? Ești cumva impresionat de tine însuți? Sincer, nu cumva să-L uiți pe Dumnezeu. Povestea femeii este povestea noastră. Cum arată iubirea mea, iubirea ta pentru El? Te transformă? Se manifestă public cu curaj? Sunt întrebări serioase. Ești conștient de unde ai fost scos și câte ți s-au iertat? Ești gata să-ți plângi păcatele?
Domnul Iisus poate ierta oricâte și orice păcate și poate transforma orice viață care îi se dăruiește. Marele luthier Antonio Stradivarius a avut un simț ca nimeni altul în breasla lui. La 300 de ani de la moartea lui, viorile făcute de el au aceeași calitate excepțională. Puținele viori Stradivarius care mai poartă semnătura lui valorează câteva sute de mii de dolari bucata. Dacă o vioară Stradivarius ar putea vorbi, și-ar începe istoria cu acel mâl din portul poluat al orășelului Cremona din Italia. Există o teorie care spune că Antonio Stradivarius a luat cea mai mare parte a lemnului folosit pentru confecționarea instrumentelor din portul poluat al orășelului Cremona. Resturile de lemn folosite pentru vâsle și corăbii, aruncate și abandonate, zăceau acolo îmbibate în apa de mare și mâncate de cari. Cercetările făcute asupra lemnului folosit pentru viorile Stradivarius au arătat că golurile făcute de cari în lemn au fost transformate în ceva valoros. În mâinile lui Stradivarius, tocmai aceste scobituri au fost revalorificate ca și cutii de rezonanță. Luthierul a salvat bucăți de lemn fără valoare, distruse de cari, și le-a transformat în unelte ale frumuseții sonore. Exact același lucru l-a făcut și Domnul Iisus cu noi. Distruși și abandonați în mâlul portului, cariați de păcat, am fost luați de mâna Maestrului care ne-a dăltuit în noi creații. Scobiturile făcute de păcat în viața noastră pot aduce acum o rezonanță vie care îl glorifică pe Hristos. Și dacă îl iubim, putem umple lumea cu armonia de neasemuit a prezenței sale.